I-a plecat Domnul spre Calvar, spre cruce, a dorit ca să împărtășească ucenicii și i-a spus, este de folos să mă duc. Și este de folos nu doar să mor și să duc la Tatăl ca unul să vină mângâietor, să vină un altul, un mângâietor, care să fie cu voi și cu voi. El este astăzi aici cu noi. Și în al doilea rând, al doilea motiv pentru care Domnul a plecat la ceruri, a spus în Ioan 14 cu 2, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cântarea pe care doresc să cânt, îmi pare rău că fratele Recta nu este acasă. Aș putea cântați o cântare fără instrumente. Doriți să cântăm o cântare fără instrumente, dar vreau să cântați împreună cu noi. Dar casa mea nu e aici. Fiecare dintre noi, dintre dragii noștri care pleacă de aici, ne mutăm mai mult dincolo la casa care ne pregătește Domnul Iisus. Casa mea nu e aici, ci este în cer. Da, casa mea nu e aici, e în cer. Da, Tatăl meu ceresc și sfânt, e în cer. Eu sunt străin pe acest pământ, n-ar mă îndrept spre ce cântând. Casa mea nu e aici, e în cer. Yeah, it's a...